cu 33 din 34 prezenți, putem începe ședința extraordinară. Deci 33 prezenți din 34 cât suntem în consilieri județeni în funcție, așa că putem să începem ședința de astăzi. Ordinea de zi, așa cum ați primit-o fiecare dintre dumneavoastră, este următoarea. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.01.2020. 2. Proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Bacău a sumelor prevăzute la articolul 4, litera C din legea numărul 5 din 2020 privind bugetul de stat pe anul în curs. 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Bacău a sumelor prevăzute la articolul 6, alineatul 1, litera C, din legea 5 pe 2020 din bugetul de stat pe anul acesta. 4. Proiect de hotărâre privind pentru modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Județean 283 din 2019 privind modificarea poziției numărul 66 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al județului Bacău. Ținând cont de ordinea de zi, la ședința noastră de astăzi au fost invitați să participe directorii executivi și directorii executivi adjuncți ai direcțiilor aparatului de specialitate, reprezentanții mass media. Așa că vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă? Nu sunt. Aveți o observație la ordinea de zi? Da, la ordinea de zi. Lucrul de rândă cere amânarea ședinței, pentru că noi considerăm că este un abuz de faptul că nu au fost validați până acum supleanții care trebuiau să înlocuiască pe cei trei consilieri județeni care acelor de mandate s-au vacantat. După cum știți, încă din 23 decembrie, Liviu Rășan, consilier județean și-a dat demisia, a fost validată la încălzare pe hotărâre de consiliu județean și nici până astăzi nu s-au întâlnit demersurile sau s-a trebuit cu întârziere mare demersurile pentru constatarea pentru validarea subleatului care urma pe listă. În această situație sunt și ceilalți trei consilieri județeni liberali, Mihai Mitichelu și Claudiu Năstase. Este inadmisibil ca din 23 decembrie până în 4 februarie adresa prin care Consiliul Județean trebuia, așa cum spune legea, de îndată să impuneze partidul și Consiliul Județean, a cărui mandat a fost nici până astăzi domnul Liviu Rășan nu a primit această științare, iar Partidul Național Liberal o privește pe data de 4 februarie. În aceste condiții, considerăm că zeci de mii de cetățeni ai județului, care și-au dat tot pentru Partidul Național Liberal să fie reprezentat în Consiliul Județean, nu sunt reprezentați, pentru că cei trei consilieri care urmează pe listă supleanții nu au mandatele validat. Este motivul pentru care cerem amânarea acestei ședințe. Este un motiv de, să zicem, de fond. Avem și motive de fond. După modul în care au fost atribuite sumele unităților administrative teritoriale a județului pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru drumurile comunale. Situația este mai gravă decât acum. Sunt 10 comuni care au 0 alocat pentru drumuri comunale și nu întâmplător. Suntem convinși că motivul pentru care privesc este că cei mai mulți ei sunt conduși de administrații liberale. La fel este aceeași situație și în cazul sumelor
destinate echilibrării, sume infinite la comunele în care sunt primari liberali și consilii locale cu majoritate liberală. Cred că ar fi oportun, firesc, să se amâne această ședință, iar stabilirea sumelor să se facă prin, după o dezbatere publică, cu criterii obiective, clare, cunoscute, transparente și cunoscute toți cei interesați. Stimate coleg, să le luăm pe rând. 1. Legat de corespondența între Consiliul Județean și Partidul Național Liberal, eu cred că aici dumneavoastră sau organizația din care faceți parte a tratat cu prea multă superficialitate. De ce? Pentru că n-am nicio imediat după, așa cum de fiecare dată de 3-4 ani de zile s-a procedat, aceeași procedură am urmat-o și acum secretarul județului a trimis corespondența conform procedurilor legale. Faptul că dumneavoastră, eu abia ieri am primit din partea, o adresă din partea organizației județene a Partidului Național Liberal, prin care se propune să începem procedura de înlocuire cu, și am primit nominalizările pe motivând prevederile din nou cod administrativ. Și aici, ca să nu intrăm într-o altă zonă, că sunt proceduri strict juridice, am să o rog pe doamna secretar să facă aceste precizări foarte pe scurt pe lege. Adică nu, aici nu intră discuții, nu avem ce să comentăm. Cred că a fost, asta este părerea mea, acum după ce ați ridicat-o, că și noi ne-am întrebat de ce nu ați trimis spre validare mai devreme propunerile, cred că a fost o tratată cu multă superficialitate. Doamna secretar, vă rog. În data de 23 decembrie a avut loc ședința Consiliului Județean, așa cum bine știți, în care s-a aprobat vacatarea mandatului de consilier județean al domnului Miroșanu. Exact după ședință, în data de 23, au fost semnate hotărârile, contrasemnate de secretar și semnate de către președintele Consiliului Județean. Și tot în data de 23, așa cum se poate observa de pe portalul oficial al autorității publice, a fost comunicată hotărârea către domnul Miroșanu, pentru că știm că este vorba despre o hotărâre cu caracter individual, iar ea își produce efectele de la data comunicării către persoanele care sunt vizate de actul administrativ respectiv. A fost comunicată actul atât domnului Miroșanu, cât și către Partidul Național Liberal. În data de 10 ianuarie a fost dat retur de la Poșta Română, întrucât adresa PNB nu era corectă. Am scos chiar astăzi, de pe site-ul oficial pnb.ro, am scos adresa care este trecută la dumneavoastră, la PNL Bacău, și o am chiar în față, îmi apare exact adresa, strada Vasile Alexandrin, numărul 3, repet, de pe site-ul oficial al Partidului Național Liberal din România. Acolo a fost comunicată adresa, la această, pe strada Vasile Alexandrin, numărul 3. Cum am spus, în data de 10 ianuarie a fost dat retur de la Poșta Română și a fost apoi recomunicată către Partidul Național Liberal în urma faptului că colega noastră, doamna Andreea, s-a dus și s-a interesat personal unde este sediul, unde putem comunica și unde poate să se facă o posibilitate de comunicare către Partidul Național Liberal. La data de 5-a 2-a a fost înregistrată oficial adresa prin care Partidul Național Liberal ne solicită în temeiul articolului 204 alineatul 6 din codul administrativ să comunicăm de îndată instanțe judecătorești competente hotărârea privitoare la încercarea de drept și vacantarea locurilor pentru consilier județeni. Da. Nu ar fi trebuit să intru prea mult în amănunt. Articolul 204 alineatul 6 nu își produce efectele la această dată. Este trecut greșit. Legea își produce, acest articol își produce efectele abia după alegerile de acum din iunie 2020.
O să vă răspundem solicitărilor, după aceea o să-i spuneți că o să dăm altă interpretare. Deci clar, adică suntem cu toții aici. Clar că a fost tratată cu multă superficialitate din partea colegilor noastre, probabil de la secretariat, de la organizații, o chestiune organizatorică pe care vă rog să o reglementați. Noi o să dăm curs cât de repede. Deci pe 5 a fost înregistrată, astăzi a ajuns la secretarul județului și dăm curs. Nu stau documentele la noi, din potrivă. Da. Puțin, mai scurt. Cum puteți spune dumneavoastră că nu se știe unde era adresa? Nu ne-i faptul că pe site poate fi o scăpată, schimbarea adresei, dar se știe, este public. De tot orientat pe faptul că am fost scoși din sediul din Vasile Alexandri de administrația PSD. Mai mult de atât, avem corespondență cu prefectura, cu alte instituții care vin pe data strada Unii numărul 1. Apoi, cred că toți cei care au venit pe strada Unii au remarcat sediul nostru. Nu era așa de evident că ne-am mutat. E un subiect care chiar a fost aținut așa ca un afiș în anii trecuți. Peritul nostru dintr-un sediu nostru. Așa că, parcă n-aș crede. Cert este, domnul președinte, că pe PIP scrie 4-0-2. Asta este evident. Că e pe site-ul PNR greșit trecut, că nu știu ce, pe PIP nu e atât de data de 4 au fost anunțat. Domnule, deci în momentul în care ați făcut, v-ați mutat dintr-un loc în altul. Nu e vorba de dumneavoastră, trebuie să faceți, urmați procedura și să trimiteți așa cum fiecare instituție, fiecare are această obligație în momentul în care și-a schimbat sediu, să trimită oficial câte o adresă, să spune sediul nostru începând cu data de, este pe strada Cutare, având conducerea sau reprezentantul. Deci vă trimiteți adresa, nu avem noi cum să... Deci, de la Mederac, am primit adresă de modificare. Da, îmi spunea doamna secretar acum că și de la minister, în momentul când și-a schimbat un minister sediu la Mederac, de exemplu, a trimis adresă și a spus, începând cu data de, Mederacul este pe noua adresă și a comunicat adresa unde să trimitem oficial corespondența. Eu vrei să mai intervii, domnul Cucerescu? Tot respectul. Eu, de exemplu, știu că Partidul Liberal că chiar a fost de notorietate. Știu unde aveți sediu. Dar nu știu exact adresa dumneavoastră. Credeți că colegii noastre în aparatul de specialitate știu chestiile astea? Poate ei nu urmăresc evoluția schimburilor de biologi a partidelor politice din Bacău. N-au vreme să știe, doamne, din aparatul de specialitate, cum trimite domnul președinte sau domnul secretar aceste adrese. Au găsit pe site-ul oficial al partidului dumneavoastră o adresă care a trimis corespondența. Da, mulțumesc. Că despre celelalte două chestiuni pe care ați intrat deja în ordinea de zi, domnul Olteanu, trebuie să fac această mențiune că s-a respectat și aici este o propunere din punct de vedere tehnic, economic, ținând cont de criteriul populației. E adevărat ce spuneți dumneavoastră. Nu cred că asta este principiul și va trebui să discutăm, pentru că principiul nostru de a interveni cu această sumă, care nu este mare, este tocmai de a interveni pentru, principiul este de echilibrarea județelor. Echilibrare ținând cont de anumite investiții, de anumite sume prevăzute de lege. Dar nu intru acum în amănunte, o să intrăm imediat. Și legat de numărul de kilometri, că sunt 10 sau câte ați menționat cu alocări zero, și aici este un principiu. Și trebuie să-l respectăm dacă comunitatea respectivă nu s-a îngrijit să-și întabuleze și să apară după acest facă demersurile necesare, ca în hotărârea 500 sau 400, 540 în anexele respective actualizată an de an să apară numărul de kilometri de drumuri locale clasate, indiferent din ce echipă politică sau din ce faimă politică, nu poate să primească niciun leu. Dar sigur, e
discutabil prin... Deci nici n-au... A, sau în momentul în care noi am făcut comunicarea pe care vi le-am pus la dispoziție, în urmă am fost personal în comisie de specialitate, în comisie, în dezbaterea din comisie de specialitate, s-a cerut ce a stat la baza fundamentării din punct de vedere tehnic. Și am zis că avem centralizate răspunsul la adresele pe care le-am trimis. Și centralizarea respectivă o punem la dispoziție cu cele două, și cu echilibrarea și cu numărul de kilometri pe fiecare UAT în parte, care sunt prevăzute în această hotărâre de guvern actualizată an de an. Și sunt comunități, chiar dacă apar un număr de kilometri, ținând cont de investiții pe care le-au făcut prin diferite surse, Programul Național de Dezvoltare Locală, din buget propriu, din Programul de Dezvoltare Rurală, au răspuns că nu au nevoie de niciun leu de la bugetul Consiliului Județean. Și astea vi le pun la dispoziție. Sunt răspunsurile primite de către aparatul de specialitate a Consiliului Județean în urma adresei trimite către fiecare UAT în parte. Deci nu... Știm foarte bine că dumneavoastră ați contestat și anul trecut modul cum a fost repartizat bugetul și o să vedem și instanța ce va hotărâ. Așa că vă propun, pentru că este o propunere aici de a amâna ședința, va trebui să o supun la vot. Mai este o intervenție, domnul Umbrărescu. Domnule președinte, grupul ADE propune amânarea discutării punctelor de pe ordinea de zi numărul 3 și numărul 4 pentru ședința în care vom discuta bugetul, și argumentația noastră este strict juridică. Am pornit, în primul rând, de la principiile de bază ale societății noastre, respectiv apărarea drepturilor și libertăților tuturor cetățenilor. Am pornit de altă parte și de la noul cod administrativ, în sensul în care s-au instituit prin acesta mai multe obligații, tocmai pentru ca drepturile și libertățile să fie respectate de către toți funcționarii. Unul dintre acestea privește transparența decizională. Și în acest sens, dacă stăm să analizăm atât codul administrativ, vom vedea că, și ați făcut și referire în motivația juridică a raportului, că, virgulă, Consiliul Județean are în atribuții să stabilească bugetul. Dar, pe de altă parte, ați invocat ca temei juridic legea 5, legea bugetului de stat. Pornind de la acest lucru, în anexa 10 a legii 5, la formarea bugetului fiecărei unități administrative teritoriale, în capitolul 1 la punctul 2, sunt incluse cotele defalcate din impozitul pe venit stabilite în condițiile articolului 33 din legea 273/2006, intrând la subpunctele A, cota defalcată din impozitul pe venit, iar la B, sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Pe de altă parte, la punctul 4, avem sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată. Și aici avem la punctul B, suma defalcată din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri. Anexa 6, aprobat la nivelul județului Bacău, suma de 17.572.000 lei. Iar la litera C, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Anexa 7, aprobat la nivelul județului Bacău, suma de 128.594.000 lei. Corroborând aceste dispoziții cu articolul 39 din legea 273/2006, concluzia noastră este următoarea, că bugetul județului Bacău, în bugetul județului Bacău trebuie să fie cuprinse toate aceste sume care fac obiectul celor două puncte pe ordinea de zi. Amânarea cerută de noi are în vedere tocmai acest lucru, de a vedea draftul de proiect județean, de a vedea dacă sumele care au fost stabilite prin anexa 6 și prin anexa 7 și repartizate la nivelul județului Bacău sunt într-adevăr atât prinse în fondul la dispoziția Consiliului Județean, cât și sumele alocate
dacă sunt într-adevăr corespunzătoare cu cele stabilite prin legea 15-2020, iar pe de altă parte, făcând strictă aplicare a dispozițiilor legale în vigoare, considerăm că sunt aplicabile articolul 39.3 din legea 273, care stabilește că pe baza veniturilor proprii și a sumelor repartizate potrivit aliniatului 2, respectiv cele de care am făcut vorbire, coordonatorii principali de credite definitivează proiectul bugetului local. Prin acest buget local înțelegem că și bugetul județului se încadrează în această categorie, motiv pentru care trebuie să fie aplicabile aceste dispoziții. Ceea ce spunem noi că privește respectarea drepturilor și libertăților are în vedere tocmai acest termen de 15 zile care este stabilit, termen în care trebuie să fie publicat bugetul și anexele sale, așa cum reiese din aliniatul 5, iar în termen de 5 zile conform aliniatului 4, toți cetățenii cu acele unități administrative teritoriale pot să depună contestații. Repet, toate aceste anexe pe care le votăm astăzi sunt aferente bugetului, astfel încât trebuie să dăm posibilitatea tuturor cetățenilor pentru a verifica dacă unitățile administrative teritoriale de care aparțin și unde sunt arondați fiecare, pot să verifice tocmai dacă primarii și-au făcut treaba și au solicitat sume pentru bugetul comunității lor. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun că pe site-ul Consiliului Județean nu am reușit să regăsesc că ar fi publicate aceste atât anexe cât eventual un draft al bugetului de stat. Pe de altă parte, nici pe site-ul Ministerului de Finanțe, respectiv la DGFB Iași, la care suntem arondați, nu am reușit să găsesc adresa despre care faceți vorbire, adresa 3, parte din 13 ianuarie 2020, adresă pe care, din păcate, nu am avut nici la ședință, nu am avut-o nici măcar depusă la documentele care ne-au fost trimise. Motiv pentru care, domnule președinte, având în vedere cele de mai sus, noi susținem că aceste două puncte de pe ordinea de zi ar trebui votate împreună cu bugetul județean și solicităm ca cererea noastră să fie supusă dezbaterii pentru ședința următoare. Pe de altă parte, aș vrea să mai fac o completare. Este foarte frumos că spunem cum au fost stabilite aceste sume, datorită necesităților. Într-adevăr, dacă eu aș vrea să vă citesc din monitorul oficial care s-a publicat legea 6, respectiv articolul 6, aliniatul litera 6. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția Consiliului Județean se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărârea Consiliului Județean. Pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrative teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din sumele din impozitul de venit repartizate potrivit aliniatului 1, litera B și D, și din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Considerăm că, având în vedere aceste dispoziții de strictă interpretare ale legii bugetului de stat, prioritățile ar fi trebuit să fie stabilite de fiecare unitate administrativ teritorială, justificate. Motiv pentru care credem că la dispoziția consilierilor județeni ar fi trebuit să fie până la această dată toate adresele din care să se reiasă că primarii la dispoziția consilierilor județeni, repet, să fie aceste adrese din care să vedem că justificat aceste cheltuieli sunt necesare. Revin la codul administrativ. În cadrul procesului de descentralizare s-a vorbit în vremea PSD-ALDE tocmai de acest lucru. Costurile pe fiecare serviciu. Tocmai din acest motiv, noi credem că partea procesului de descentralizare ar fi o mai bună utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, iar aceste sume sunt
considerăm că ar fi trebuit să fie într-adevăr justificate. La ora actuală credem că sunt multe comunități al căror costuri pe serviciu depășesc puterea de plată a bugetelor județene, locale și a bugetului național. Vă mulțumesc! Domnul Brărescu, îmi pare rău pentru dumneavoastră, ați făcut așa câteva confuzii. E adevărat ce citiți din legislație, s-a respectat și fiecare OAT trebuie să pună în dezbatere ceea ce și Consiliul Județean a făcut acest lucru, dar vreau să nu intrăm acum în chestiuni juridice care le fac obiectul comisiei, discuțiilor în comisiei de specialitate. Noi sunteți președintele comisiei de specialitate chiar la Comisia Economică. Ieri, cred că ați avut ședința, am fost personal împreună cu directorul economic în Comisia de Specialitate. Încă o dată repet că în cadrul Comisiei de Specialitate, conform atribuțiilor pe care le aveți, atât ca președinte, dar ca și membru în Comisia de Specialitate, să, conform atribuțiilor, repet, să cereți toate aceste informații suplimentare pe care, sigur că ieri în ședință ați spus care au fost fundamentul sumelor cerute, tocmai prin răspunsul adreselor, ținând cont de ceea ce dumneavoastră ați prezentat în lege, adică de proiectele pe care le au în implementare la nivel local, de sursele de finanțare, de partea de cofinanțare din partea bugetului, de ținând cont de alocațiile bugetare prin legea bugetului. Dacă ați observat, s-a modificat un pic formula, primind în majoritate și în zona urbană cu precădere sume mai mari, în detrimentul județului. Iar suma aceasta pe care noi o avem sunt două sume mici, în comparație cu, sunt sume care vin tocmai pe principiul echilibrării bugetului, ținând cont de toate aceste lucruri. Cam ținând cont de toate aceste categorii de cheltuieli și noi să intervenim acolo unde putem, în funcție și de răspunsurile pe care le-am primit și le-am centralizat și le-am pus la dispoziția dumneavoastră. Bun, am înțeles. Propunerea dumneavoastră este să amânăm această ședință, da? Eu vă mulțumesc pentru vizita făcută ieri în cadrul Comisiei Economice. Însă, este adevărat că consilierii liberali au solicitat documente. Din păcate, aceste documente nu au fost puse la dispoziție și nu din vina dumneavoastră. E adevărat, dumneavoastră ați venit și vă mulțumim pentru participare. Vreau să mai spun un singur lucru, că tot legea bugetului de stat stabilește că, prin derogare de la articole 33-35 din legea 267, stabilește că anul acesta nu se mai aplică criteriile de calcul la care dumneavoastră faceți referire. Motiv pentru care, încă o dată spun, neavând criteriile stabilite de lege, cred că fiecare dintre concetățenii noștri are dreptul de a fi bine informat și de a contesta sau nu această proiecție bugetară pe care o facem. Eu vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat posibilitatea să răspund. Doamna directorul economic, vreau să veniți cu câteva precizări din punct de vedere cum de altfel noi am procedat respectând legislația în fiecare an, respectând toți acești termeni, pentru că nu putem să fim atât de... Suntem destul de responsabili pentru a respecta acest. Vă rog, faceți câteva precizări. Aceste sume pe care noi le propunem astăzi spre repartizare nu fac parte din bugetul propriu al județului Bacău, adică al unității administrativ-teritoriale județul Bacău. Ele sunt sume care, conform legii bugetului de stat,
se repartizează prin hotărâre de Consiliu Județean, iar în execuție ele sunt alocate de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice, stând la baza construirii bugetelor proprii ale fiecarei unități administrative teritoriale din județ. De unde și intenția noastră de a repartiza înainte de a curge termenul pentru aprobarea bugetelor proprice în funcție de legea finanțelor publice locale, pentru că unitățile administrative teritoriale își construiesc bugetul și pe aceste venituri, care se evidențiază în mod distinct la partea lor de venituri pe codul de indicatori de clasificație bugetară. Deci UAT-urile așteaptă aceste sume pentru a-și putea construi bugetele proprii și a le aproba în termenul legal. Mulțumesc și eu. Vă rog, numai un pic, ca să nu intrăm în polemică, că eu v-am ascultat, nu v-am întrerupt. Deci erau nevoie de aceste precizări pentru a înțelege de ce am spus la început, că faceți ceva confuzii. N-are rost. În ședință, în Comisia de Specialitate am fost și eu și doamna director economic, am stat la dispoziție, culmea este că în momentul în care am intrat dumneavoastră ați ieșit, asta s-a cerut, probabil... Dumneavoastră le-ați... Domnul Cautiș, vă rog. Haideți, scurt. Un minut sau un maxim. Mă bucur și pregătirea din domeniul colegului nostru. Dar eu nu înțeleg niște lucruri. Cu ce deranjează cele 10-15 pagini care sunt în fiecare hotărâre care noi o vom lua, sau nu, în sfârșit, față de cele 300 aproape de pagini care vor fi în bugetul ăla mare. Cu cât știrbește dreptul cetățeanului Băcăuan să urmărească, eu zic că nu mai ușor dacă văd cele 15-20 de pagini, decât am vedea 200-300 de pagini. Deci, nu înțeleg lucrul acesta. Noi votăm astăzi și doamna director economic a prezentat foarte clar această chestiune. Nu văd ce punem la doială. Una, analizăm o cantitate mult mai mică și, ba mai mult, putem să participăm la dezbatere și să fie cât mai clară și concisă pentru cel care o citește. Noi ne adresăm cetățeanul, nu nouă, ca specialiști. Deci, da, trebuie să depășim acest lucru. Avem două propuneri. Una din partea grupului consilieri județeni PNL și una din partea grupului ALDE de Consiliul Județean pentru amânarea ședinței de Consiliul Județean de astăzi, cu ordinea de zi pe care o avem astăzi. Vă supun la vot, pentru că trebuie să trecem la vot. Cine este pentru amânarea ședinței de Consiliul Județean? Vă rog, mâna sus. Secretarul tehnic să numere. Deci 14 ce? 14 voturi pentru amânare. Bun. Încă o dată, care sunt cei 14? Că nu-i vedem. Da. 14. Împotriva acestei propuneri, adică ne desfășurăm ședința conform ordinii de zi pe care o avem la mapă. Imediat. Pentru, împotrivă și abțineri. Da? Cine este pentru așa? Deci cine este pentru continuarea ședinței de astăzi cu ordinea de zi așa cum a primit-o la mapă? Deci 18, da? 18 din 34. Abțineri. Câte abțineri sunt? O abținere.
votat împotrivă. O abținere, da? Domnul Izvoranu. Bun. Cu atare, vă rog frumos, numai, nu, domnul Căuteș. Este o abținere. Deci, intrăm în ordinea de zi, aprobată, procesul verbal, doamna secretar Zarăin, vă rog. Având în vedere prevederile codului administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Față de cele menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din ianuarie 2020. Dacă sunt observații la procesul verbal de la ședința trecută, dacă nu, îl supunem la vot. Cine este pentru? Da? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Punctul 2 al ordinii de zi, privire repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Bacău. Sume destinate finanțării cheltuielilor. Cheltuielile privind drumurile județene și comunale. Sume repartizate pe județe privind anexa 6. Se repartizează în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor după consultarea primarilor. Consultarea primarilor s-a făcut prin adresele trimise către toți primarii din județ și în funcție de răspunsurile pe care le-am primit centralizate, apar într-adevăr cu zero cei care au răspuns că nu au nevoie de bani sau cei care nu sunt prinși în hotărârea de guvern, în hotărârea de guvern privind drumurile clasificate. Ca atare am să-l rog, bugetul a fost repartizat tehnic după numărul de kilometri, adică jumătate din buget pentru drumurile județene și jumătate din buget pentru drumurile comunale. Dar, stimați colegi, ținând cont de investițiile pe care le-a făcut Consiliul Județean prin drumurile județene făcute în ultimii ani, peste 230 de kilometri, numai în ultimii 2 ani, covoare asfaltice și toate celelalte și alte lucrări, vorbesc doar acum de covoarele asfaltice, plus încă 247 pe drumurile naționale, partea de cofinanțare pentru a sprijini UAT-urile, considerăm, așa cum am procedat și în ceilalți ani, că nu este atât de corect să lăsăm așa, iar partea, finanțarea, bugetul propriu care este pentru drumurile județene, grupul de consilieri județeni PSD vine cu un amendament ca aceste sume să fie repartizate pentru drumurile locale conform acestei hotărâri de guvern în funcție de nevoi. Vă rog, domnule vicepreședinte Braț. Bună ziua, sunt Buna, după cum a spus și domnul președinte. Grupul consilierilor PSD vine în fața dumneavoastră cu următorul amendament, prin care se propune alocarea sumelor de următoare. TVA pentru drumuri județene și comunale, pentru UAT Agăș, suma propusă este de 358.000 lei, pentru Ardeoan 78.000 lei, pentru Asău 100.000 lei, Balcan 308.000 lei, Berești Bistrița 209.000 lei, Berești Dajdău 308.000 lei, Berzuți 308.000 lei, Bârsănești 308.000 lei, Blăcești 209.000 lei, Bogdănești 159.000 lei,
Rusturasa 259 lei, Ucium 259 lei, Buhoci 0, Căiuț 328 de lei, Cașin 0, Cleja 61 de lei, Coronești 298 de lei, Corbasca 300 de lei, Cățărfănești 299 lei, Dăminești 0, Dealmore 448 de lei, Dofteana 378 de lei, Faraoan 209 de lei, Filipen 219 de lei, Filipești 74 de lei, Găiciana 328 de lei, Ghimeș-Făget 156 de lei, Giosen 0, Gârlen 199 de lei, Glăvănești 0, Buravăi 69 de lei, Helegiu 65 de lei, Hemeiuș 43 de mii lei, Forgești 52 de mii lei, Puruiești 259 de mii lei, Itești 0, Izvorul Gărniciului 0, Leda Veche 235 de mii lei, Lipova 209 de mii lei, Livez 50, Luizi Călugura 50, Măgirești 80 de mii lei, Luizi Călugura 50 de mii lei, Livez 50 de mii lei, Măgura 42 de mii lei, Mănăstirea Cașin 199 mii lei, Mărgineni 50 mii lei, Mădoșeni 458 mii lei, Negri 250 mii lei, Nicolae Bălcescu 250 mii lei, Odobești 289 mii lei, Oicuz 199 mii lei, Orcești 279 mii lei, Orben 259 mii lei, Palana 318 mii lei, Parava 209 mii lei, Parencea 250 mii lei, Câncești 309 mii lei, Pârgărești 0, Pârjol 53 mii lei, Plopana 379 mii lei, Podul Turcului 329 mii lei, Podul 389 mii lei, Prăjești 300 mii lei, Răcăciun 429 mii lei, Răgitoasa 459 mii lei, Racova 209 mii lei, Roșiori 259 mii lei, Sânduleni 319 mii lei, Sărata 159 mii lei, Sascut 378 mii lei, Săucești 235 mii lei, Scorțeni 309 mii lei, Secuieni 0, Solons 309 mii lei, Stănișești 459 mii lei, Ștefan cel Mare 350 mii lei, Strugar 309 mii lei, Tamaș 309 mii lei, Tătărăș 300 mii lei, Târgu Troduș 53 mii lei, Traian 0, Ungureni 256 mii lei, Urechești 88 mii lei, Băleseacă 300 mii lei, Vulturent 0, Zemeș 0. Cu informația că cele care au 0 nu au cerut bancă în drumuri sau lucrurile 0, în consecință, alocarea de integral pentru unul județene se propune a fi 0, suma integrală fiind propusă a fi alocată, după cum a spus și domnul președinte, pentru drumurile comunale. Așadar, acesta este amendamentul făcut de grupul de consilieri județeni PSD pentru repartizarea sumei de 17.572 de mii de lei. Dacă este amendat, vă supun la vot. Cine este pentru? Grupul Partidul Național Liberal nu participă la vot. Nu v-am văzut, după ce am votat. Vă dau cuvântul din respect, am votat. Da, vă rog. Spus prea repede. Domnul președinte, am înțeles că... Deci câte voturi sunt? 18. Mă împotrivă, stați ca să finalizăm procedura. Grupul ADN nu participă la ora de vot. Deci grupul ADN și grupul PNL nu votează. O abținere?
Deci, la înscrierea cu numărul. Deci 18 voturi pe... Vă rog. Abținerea se monitorizează la negativ, vot negativ, dar la testul proiectului 18 voturi pentru și 3. Mulțumesc. Domnul Mihail, vă rog. Acum, dacă toți am văzut, vă rog să vă aduc un argument în plus la cel pe care a fost colegii. În sensul în care vreau să vă demonstrez că criteriile pe care le-ați anunțat dumneavoastră și realitatea, între criteriile pe care le-ați anunțat dumneavoastră și realitatea, de fapt, există o mare contradicție. A spus că sunt drumuri comunale care nu sunt apărate și de ce v-au făcut o pentru acest lucru? Nu, n-am spus asta. Este doar un pas. Deci este un pas, că ei sunt tabulate, într-adevăr, dar trebuie să-i greșesc ca ele să faci toate demersurile, să modifici și să actualizezi hotărârea de guvern. Ele trebuie să apară în hotărârea de guvern. Cu ședinția a spus că acesta a fost un criteriu, lipsa intabulată. Drumuri clasate. Da, vă rog. Chiar în ședințe m-a sunat în primară și vă propun să și spun ce după nevoie, că poate pe care are în totalitate drumurile intabulate, și sigur are și nevoie de susținere. Deci, chestiunea că nu e nevoie și nu sunt tabulate, cade și probabil că criteriile sunt altele pe care dumneavoastră, sau în baza cărora dumneavoastră a susținut repartizarea aceasta abuzivă și strict pe criterii politice. De mare lucru s-a văzut aici, probabil că era de bun simț să amânați această domnule, aici, de față cu aceste ferestre către toți cetățenii județului Bacău. Vreau să, doamna director, vreau să aduceți răspunsul la adresă din partea Traianului, să citiți aici cât a solicitat de la Consiliul Județean în urma adresei din partea noastră. Până atunci, câteva chestiuni din punct de vedere tehnic și aș vrea aici să ne ajute. Am înțeles. Nu m-am picat de ca să... Am înțeles, suntem în plenul Consiliului Județean, e un vot democratic, ne supunem. Vot, vă rog frumos, suntem în plenul Consiliului, fără... Este o repartizare făcută strict pe criterii politice. Din cele 10 comune cu 0, sunt 7-8 de la PNL și 2-3 de la PSD. Nu există nicio primărie PSD cu 0. Hai, domnul președinte. Două chestiuni, vă rog, câteva precizări tehnice vis-a-vis de modul cum au fost. Nu cred că e necesar, dar foarte scurt. Pentru... Referitor la proiectul de GCC pe care executivul CJ-ului l-a propus, domnul Mihnilă, fiecare an avem aceeași discuție, știți foarte bine că nu aveți dreptate, dar și eu știu foarte bine. Fiecare care face aceleași abuzuri, să vă respect, eu știu că nu fac abuzuri. Faceți aceleași abuzuri, dar avem aceleași discuții. Nu am făcut. Domnul Mihnilă, să ne ascultăm. Deci, respect. Dar să permiteți, vă răspund, poate nu ați face abuzuri, eu nu fac abuzuri. E problema dumneavoastră cu abuzurile. Eu vreau doar să vă spun atât. În fiecare an avem aceeași discuție. Drumurile, împărțirea executivului se face conform HG 540/2000. Deci acolo sunt drumurile comunale clasate. Dumneavoastră ce spuneți de intabulări, intabulări pot fi drumuri sătești, drumuri agricole, care aparțin cu ATU-ul respectiv, dar nu drumuri comunale clasate conform HG 540. Știți foarte bine, fiecare an, când sunteți toți fieri, fiecare an se discută aceeași lucru. Deci nu mai ne spuneți, veniți cu aceeași ploacă de fiecare dată. Haideți, deci, eu vreau să vă uitați puțin la proiectul de HCG. Deci proiectul de HCG vorbim. Și vedeți acolo că sunt repartizate conform HG 540/2000, actualizat. Mulțumesc. Mulțumesc. Ca să închidem discuția asta, domnul Mihail, interesant ar fi să trimită și domnul primar, ca să le confruntăm, adresa, răspunsul la adresă. Și vreau să o clarificăm aici în plen, să nu lăsăm așa atitudinea că cineva din Consiliul Județean așa dă deoparte anumite adrese, centralizează după urechi. Nu, sunt centralizate, noi răspundem, știm că suntem într-un proces și vom răspunde pentru
tot ceea ce fundamentăm și venim în fața dumneavoastră. Sigur, aveți acest drept democratic prin vot să veniți cu amendament și să-l supunem la vot. Asta este o altă prerogativă pe care noi, consilierii județeni, o avem. Dacă, doamna director, numai un pic să dau, doamna director. Vreau să închidem, domnul Chela, s-a pus răspunsul? Da, deci, mă rog, comuna Traian, da? Comuna Traian, da, prin adresa numărul 196, ne transmite macheta privind necesarul de cheltuie pentru anul 2020, în care solicită sume pentru titlul 10, cheltuieli de personal, pentru titlul 20, bunuri și servicii, pentru titlul 51, transferuri, și pentru titlul 57, asistență socială. Deci nu solicită sume pentru drumul comunale. Da, mulțumesc. Discuția. Da. Îmi pare rău, dar deci nu putem fi demagogi, haideți să ne... Citări. Vers primar de... Bun. Mergem mai departe la următorul proiect și ați văzut următorul proiect de hotărâri de Consiliul Județean în anexele pe care dumneavoastră le-ați dezbătut. În comisiile de specialitate, acolo este un criteriu luat, doar unul din celelalte criteriu, de la așa cum repartizează finanțele, legat de criteriul populației. Și ați văzut proiectul de hotărâre și sumele prezentate de către aparatul tehnic. Dar aș vrea să menționez, discutând și cu colegii mei din consilieri județeni din Partidul Social Democrat și ținând cont de faptul că Consiliul Județean a acordat sprijin și trebuie să ținem cont de acest lucru, că principiul, și așa scrie în proiectul de hotărâre, că cei 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în bugetul de stat 2 pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunele, orașul, municipiul și județe prevăzută la aliniatul, în limita sumei de 27.316, comparativ cu anul trecut, care a fost pe guvernarea PSD 28.600. Anul ăsta cu un milion și ceva mai puțin. Deci, ținând cont de proiectele implementate cu sprijinul Consiliului Județean în folosul comunităților din mediul urban, și aici mă refer, la Bacău, 53 de milioane în ultimul un an și jumătate, e vorba de în infrastructura rețelei de apă, în stația de manganizare, unde ne-am asociat și Consiliul Județean vine cu o sumă importantă de 7 milioane de euro și celelalte investiții în infrastructura de sănătate. Ne-am asociat pentru efectuarea străzii aeroportului, unde Consiliul Județean iarăși a avut 95% contribuție, dar ținând cont și de alocațiile pe care le-au primit anul acesta prin schimbarea de formulă, în sensul că prin legea bugetului, Bacăul a primit față de anul trecut 128 de milioane, 163, Oneștiu, 26.600 anul trecut, peste 42 de milioane anul acesta, Moineștiu, 16.500.000, 20, peste 20 milioane anul acesta, Comăneștiu, 10 milioane anul trecut, 19 milioane anul acesta. Deci, ținem cont și de aceste alocări prin bugetul de stat, ținem cont și de alocările făcute de guvern la final de an și excedentul acumulat de aceste OAT-uri, bani necheltuiți la final de an, trebuie să ținem cont și de ele, de investițiile care se fac în infrastructura rutieră, rețeaua de alimentare cu apă, rutieră mă refer aici și drumuri județene și drumuri naționale, drumuri județene care trec prin comunități și leagă atâtea comunități, de care discutasem mai înainte. 230 cu 247 le sunt efectuate până acum, peste 500 aproape de kilometri, la care se adaugă încă vreo 160 care sunt acum în execuție sau urmează execuția. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că sunt proiecte în derulare de către unitățile administrative teritoriale
pe diferite finanțări, fie că este pe PNDL, fie cu finanțare de la CNI, fie prin programe operațional regional cu bani europeni și unde e nevoie de parte de cofinanțare. Deci, ținând cont de toate aceste aspecte, venim pe principiul echilibrării bugetului, iar grupul consilierilor județeni PSD vine în fața dumneavoastră cu următorul amendament de repartizare a sumei de 27.316.000, astfel după cum urmează. La mediul urban, și nu este un notar nici și anul trecut, acum 2 ani, pentru că am vorbit de asocierile care au fost, banii care au fost alocați, dar și asocierile care vor fi anul acesta, pentru obiective importante de interes județean, la nivelul municipiilor și orașelor. Și atunci, venim cu următorul amendament și următoarea repartiție a acestei sume. Agăș, 459, Ardeoan, 89, Asău, 146, Balcani, 519, Berești-Bistrița, 340, Berești-Azlău, 589, Berzunț, 500, Bârsănești, 489, Blăgești, 489, Bogdănești, 340, Brusturoasa, 389, Bucium, 410, Buhoci, 119, Căiuți, 519, Cașin, 118, Cleja, 108, Colonești, 390, Corbasca, 469, Coțofănești, 439, Dămienești, 69, Dealul Morii, 409, Dofteana, 669, Faraoni, 439, Filipeni, 340, Filipești, 120, Găiceana, 390, Ghimeș-Făgeni, 96, Giose, 98, Gârleni, 350, Glăvănești, 119, Gura Văii, 108, Helegiu, 122, Hemeiuș, 64, Horgești, 108, Huruiești, 390, Itești, 56, Izvorul Berheciului, 60, Letea Veche, 489, Lipova, 409, Livez, 153, Luizi Călugăra, 92, Măgirești, 105, Măgura, 98, Mănăstirea Cașin, 390, Mărgineni, 170, Motoșeni, 459, Negri, 370, Nicolae Bălcescu, 360, Odobești, 390, Oituz, 489, Oncești, 389, Orbeni, 439, Palanca, 459, Parava, 370, Parincea, 410, Pâncești, 440, Pârgărești, 86, Pârjol, 63, Plopana, 409, Podul Turcului, 489, Poduri, 569, Prăjești, 343, Răcăciuni, 589, Răchitoasa, 439, Racova, 132, Roșiori, 370, Sânduleni, 479, Sărata, 365, Sascut, 579, Săucești, 489, Scorțeni, 389, Secuieni, 50, Solonț, 439, Stănișești, 439, Ștefan cel Mare, 539, Strugari, 410, Tamaș, 439, Tătărăști, 395, Târgu Trotuș, 108, Traian, 116, Ungureni, 439, Urechești, 115, Valea Seacă, 459, Vulturen, 53, Zemeș, 116. 1.000 lei. Total 27.316.000 lei. Acesta este amendamentul consilierilor județeni PSD care vine în fața dumneavoastră ținând cont de toate aceste argumente și respectând principiul echilibrării bugetului local. Eu zic că sunt sume generoase repartizate, comparațiile cu cele de anul trecut și o să vedeți. Dacă sunt intervenți, dacă nu, am înțeles că grupul, vă rog, domnul Humulescu.
Domnul președinte, totdeauna am căutat să fiu echilibrat în intervențiile mele și să nu fac afirmații care să nu aibă acoperire în o situație reală. Că tot discutăm de echilibrarea bugetului. Da. Dați-mi voie să exprim în cadrul ședinței că sunt indignat de modul cum se procedează. M-am uitat la repartiția care s-a dat la mapă, și la drumul, și la echilibrare. Foarte discutabilă din punctul nostru de vedere. S-au adus aici argumente și într-o direcție și în alta, fiecare poate să motiveze. Dar în fața dreptății nu poți să motivezi decât așa cum este corect. Ați venit cu rectificări din nou. Din partea, nu știu, aparatului, a grupului PSD, nu vreau să influențez și nu vreau pe nimeni să acuz. Dar în momentul când vin cu rectificare, dau la drum. Uitați-vă și dumneavoastră dacă aveți curajul, sunteți corecți în fața conștiinței, să ridicați mâna pentru această repartiție. Ați spărit la toate, ați dublat la unele primării. Ați luat din prima repartiție, deci prima repartiție a fost corect? Corect. Ați făcut din 150-40, din 85-30 la primăriile alte. M-am uitat și la primăriile PNL la fel. M-am uitat acum la echilibrat. Prima repartiție care ați dat-o și așa discutabilă, uitați, la Filipești a fost 170, a făcut 120. La Secuieni, din puținul de 85, dă-i 50. Iar la alții s-au dus în sute. Această repartiție nu este corectă. Cine votează, cel puțin în fața conștiinței, va fi un păcat. Nu se poate. Nu, niciodată n-am ridicat în Consiliul Județean probleme și am fost foarte atent la fiecare cuvânt pe care l-am exprimat. Dar cum pot eu să mă duc în fața unor comunități, nu spun că neapărat o fi și de altă, cu edilea altă. Cum să le explic că s-a luat asemenea sau hotărâre cu repartiție? Eu o ridic foarte clar aici. Fiecare votează cum dorește. Îi stăpân de votul lui. Dar dacă are conștiința păcată că ridică mâna pentru repartiție corectă, s-o fac. Eu nu pot să fac așa ceva și niciodată n-am fost pe contrasens. Dar așa ceva nu pot să fac. Puteți să se aducă orice fel de argument. Nu poate să fie argument la 1 de la 0, 1 și la 400. Deci în prima fază 0, dați o pire partiții. Le-am notat pe toate. De la 200 la 500. Iar la celelalte din 170 rămân cu 50, din 80 rămân așa ca să aibă pentru lumină, pentru iluminată în comună, nu este corect din punctul meu de vedere. Nici măcar consilierii de altă nu vreau să influențez. Personal nu pot să votez o asemenea repartiție. Vă mulțumesc. Sigur. Este părerea dumneavoastră, este vorba aici nu de rectificare, nu de repartizare, este vorba de o propunere făcută din partea aparatului, pe care și dumneavoastră a spus că este și aia discutabilă și este vorba de o propunere, o analiză făcută ținând cont de toate aceste investiții făcute pe toate planurile și de, excedentul pe care l-au unele UAT-uri la finalul anului pe care pot să-l folosească. Deci s-a ținut cont de toate aceste aspecte și a venit cu această echilibrare. Sigur că sunt comunități care au multe proiecte și care sunt în execuții, sunt multe comunități care au multe proiecte, dar sunt în diferite proceduri de licitație, deci nu, și s-a ținut cont, o să vedeți și dumneavoastră, în centralizarea respectivă, în răspunsurile pe care le-au primit, că noi am ținut cont și de răspunsuri, dar am și verificat informațiile necesare atât la finanțe cât și în proiectele pe care noi le avem și monitorizate la Direcția de Investiții. Deci sigur că nu există o formulă matematică.
Așa este. Nu ai cum. Tocmai asta este rolul nostru al Consiliului Județean, că suma nu este mare. Să intervenim acolo în funcție de ceea ce a acordat Consiliul Județean, de alte finanțări, de mersul acestor investiții și să intervenim pentru a face o echilibrare. Cât de cât, pentru că nu poți, repet, nu putem fi, după o formulă matematică, să găsim cea mai bună soluție în care toată lumea să fie mulțumită. E adevărat, poate sunt și nemulțumiți, dar noi vedem acum pe o abordare integrată și responsabilă la nivel de județ. Adică în ultimii 3-4 ani de zile, prin votul dumneavoastră, toate aceste investiții, județul arată astăzi altfel și care încă nu s-au finalizat. Sunt multe în derulare, sunt multe în execuție, sunt multe care s-au finalizat partea de proiectare. Urmează să intre în execuție. Este munca noastră în Consiliul Județean a tuturor. Este păcat. Sigur că discuțiile astea, dacă vă aduceți aminte, le-am avut în fiecare început de an pe aceste sume, care și așa sunt foarte mici. Dar este prerogativa noastră pentru a interveni și a echilibra în funcție de și ținând cont de toate aceste aspecte. Vă rog, doamna Bogea. Principiu, dacă te uiți la prima vedere, ți se par într-adevăr niște discrepanțe. Dar fiecare dintre noi, dintre consilieri, avem imagini pe anumite zone. Dumneavoastră, în PNL-ul, aveți imaginea a ceea ce s-a făcut pe primăriile PNL, știți câte proiecte s-au făcut, știți câte drumuri s-au făcut, știți ce nevoi au primarii. Dumneavoastră, de la Arde, aveți aceleași informații despre primarii dumneavoastră. Cât au făcut, cât mai au de făcut și așa mai departe. Noi, PSD-ul, avem și noi imaginea primarilor noștri. Deci eu, personal, habar nu am ce investiții se fac, de exemplu, într-o primărie de la PNL. Nu m-a interesat pentru că nu a fost în zona mea de influență și nu aveam de ce să mă interesez. Cei care au într-adevăr viziunea asupra întregului județ sunt cei care conduc Consiliul Județean și cei din aparatul de specialitate al Consiliului Județean. Aceste bugete și bugetul Consiliului și aceste repartiții se fac după ce primarii, și-a venit doamna directoare cu adresa și-a văzut, primarii cu baza adresei pe care o primit, o spun pentru că am lucrat în Consiliu, primit la primărie. Și primării le trimit înapoi. Se centralizează în cadrul aparatului tehnic și vin cu propunerea. E adevărat că poate aici s-au mai micșorat, s-au mai mărit, s-au mai nu știu ce. Probabil unii primari au trimis adresa mai târziu, au trimis-o ieri, au trimis-o alaltă ieri și de aici a intervenit și acele modificări. Deci eu sunt învățată să merg pe mâna aparatului tehnic. Adică pentru că nu mai vreau să iau cuvântul și în disputa dintre domnul Ardel, domnul Olteanu și doamna Ina Zara. Eu cred în ceea ce a spus Ina Zara. O știu pe Ina, e cinstită, e corectă și cred că habar n-avea unde este adresa PNL-ului. Cum habar n-are unde e adresa PSD-ului. Pot să jur că Ina nu știe că PSD-ul are adresă nu știu unde. Pentru că o cunosc pe Ina, n-are nicio treabă cu politicul, n-are nicio treabă cu nici nu interesează. Deci, în această discută, haideți să mergem pe mâna aparatului de specialitate al Consiliului Județean, care sunt profesioniști și care, din cauza asta, nu am nicio mustrare de conștiință dacă o să votez cu propunerea noastră. Să nu amestecăm lucrurile, pentru că eu discutam de prerogativa pe care o avem noi și acum, sigur, domnul Humulescu îl simt așa foarte, dar aș vrea să-l întreb și eu, când avea conștiința curată? Anul trecut și acum 2 ani când a votat alături de PSD pentru și PNL-ul s-a abținut sau acum când este nevoit să se abțină? Când a avut conștiința mai curată? Atunci sau acum? Atât. Dacă mai sunt, domnul, dar scurt, nu ne băgați în... Nu ne mai cinchezi din părerea. Din părerea, una detaliile noastre este nerespectarea și neaplicarea legii. Voi un subiect foarte larg care nu am să-l dezvolt foarte aplicat. Este păcat, doamna Bogea, că faceți această diferențiere între noi și voi. Și
ce aș vrea să spun, doar un citat din Lordul Acton, care spunea că statul nu poate să-și facă oamenii mai buni, dar în schimb poate să-i înrăiască. Asta nu înseamnă... Nu să facem urmă. Asta face, da. Cred că această ședință, din păcate, o arătat adevărată dimensiunea disoluției din societate. Și n-am vrut să vă dau de Să știi când terminăm ședința. Eu vă propun să ne oprim aici, să supunem la vot. Cine este pentru acest amendament? Conștiința împăcată, da. Vă rog să numărați voturile. 18. Abțineri. După liberație, nu vorbează nici la acest proiect, pentru că această ședință nu există. Deci grupul liberalță, dumneavoastră, n-am înțeles, a spus că va fi pentru noi, a existat și pe acest raport. Adică azi ați muncit. Azi v-ați să ne mâneați. Sunteți absenți în prezență. Mulțumesc mult! Nu v-am mâncat, O abținere, da? O abținere. Voturi. Vă... supun atenție ultimul punct al ordinii de zi și foarte scurt, e vorba de o modificare a articolului 1 dintr-o hotărâre a noastră din 283 din 2019 prin modificarea poziției în inventarul bunurilor aparținând domeniului public. Este vorba de ordinul 1917 din 2015 privind aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Sunt două construcții în plus față de cele care făceau obiectul contractului și față de bunurile înscrise în inventarul domeniului public al județului Bacău. Fapt consemnat în referatul din 21.11.2019. Așadar, în vederea înregistrării în evidența domeniului public a celor două bunuri mobile, întocmirea unui raport de evaluare privind stabilirea valorii juste a celor două bunuri mobile, având ca rezultat raportul de evaluare al evaluatorului autorizat ANEVAR. Toate aceste demersuri au avut ca finalizare adoptarea hotărârii din 2019 privind modificarea poziției 66 din inventarul bunurilor aparținând în domeniul public al județului. Față de cele prezentate, și dumneavoastră le-ați discutat și în comisie, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 1, hotărârea Consiliului Județean 283-2019 pentru modificarea poziției numărul 66 din inventarul bunurilor aparținând domeniul public al județului. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Câte abțineri? Păi stați, când am văzut pentru puțini. După dată, cine este pentru? Nu participă la votul. Deci 18, 19, 20, 21, 22, 23, da? Și... Avem abțineri? Nu avem abțineri, nu? Se consideră vot negativ, da, doamna secretar? Abținere sunt. Abținere, ok. Bine, câte sunt? 9. 9, da? Bine, vă mulțumesc, un weekend liniștit. Sănătate!